Hai, salutare tuturor! Azi nu o să răsfoim, să zicem, niciun număr din revista Mickey Mouse, numai că m-am gândit la anumite lucruri și până la urmă, deși inițial eram indecis dacă ești să fac sau să nu fac acest mic video, dar până la urmă am decis să fac. Chiar dacă, să zicem, pentru cei care ați urmărit de la numărul 1 până la numărul 24, deci aceasta e seria completă pentru anul 2000 din revista Mickey Mouse, cum menționam că în anul respectiv, să zicem, că prețul a avut ceva modificări, deci dacă a început de la 16.500 de lei, ulterior 18.500, ca să ajungă spre final câteva luni la 21.000 de lei. Și mai menționam că până într-un punct a fost încă ok calitatea revistei, ulterior s-a văzut puțin pe partea de tuș, de culoare, orice. Și asta și m-am gândit puțin că da, cam greu să te gândești, bă, oare cum, ce s-a întâmplat sau alea. Și apoi am stat să investighez și am stat să iau puțin așa pe partea de cifre, dacă vreți să spuneți. Deci, da, avem aici chestii, statistici, tot. Ce scuze, m-am plecat. Dar o descoperire foarte importantă pe care am făcut-o, dacă ar fi să ne raportăm puțin la valoarea seriei întregi, deci a celor 24 de numere, exact cum le-am cumpărat eu în anul 2000, costul total pentru toate a fost de 457.000 de lei. Deci toată seria 457.000 de lei. E, în anul 2000, și aici nu o să mă refer la salariu mediu sau așa, nu, vorbim de salariu minim pe economie, dar atenție, salariu minim brut la nivel de țară pentru anul 2000 în România a fost de 700.000 de lei. Mă rog, acum dacă ar fi să luăm 70 de lei, deși, bă, da, bine, vorbim de inflația, adică 700.000 pe vremea respectivă valora mult mai mult decât 70 de lei, na, taxă pe inflație, nu stăm acum să stăm cu chestii economice. Dar gândiți-vă numai din perspectiva aceasta, deci dacă salariul minim pe economie în anul 2000, mă rog, salariul minim brut pe economie în anul 2000 în România a fost de 700.000 de lei, aceste reviste au fost 457.000 de lei. Deci, ținând cont că salariul brut era de 700.000 de lei, evident că netul era mult mai puțin. Acum, n-am stat să caut la fel cum a fost cu indicele de inflație și alea și cât reprezenta salariul net. Dar, dacă e să o luăm așa, aproximativ, și sper să n-am o marjă foarte mare de să greșesc pe partea aceasta, cam seria Mickey Mouse din anul 2000 era un fel de un salariu minim pe economie. Deci când îți cumpărai toată seria aceasta, cred că pe acolo era. Deci dacă revista era 457.000, salariul brut era de 700.000, scazi netul, deci pe acolo. Deci de aceea, ca să o luăm așa, erau, într-adevăr, scumpe. Sau, mă rog, raportat la nivelul de trai. Acum, na, nu punem și cazul celor care aveau venituri mai mari, salarii medii, care, ce știu, mai aveau rude din străinătate, alea nu contează. Aici ne referim strict pe partea de anul 2000, în care majoritatea aveau salariu minim pe economie. Deci, ca să vă gândiți ca și valoare. Deci, toată seria aceasta, pe anul 2000, ar fi un salariu minim net pe economie, ca și cost. Deci, vă dați seama că, să zicem, colecția aceasta poate nu a ajuns la foarte mulți copii care sau a căror părinți trăiau din salariul minim pe economie, pentru că evident prioritățile lor erau în altă parte, nu într-o revistă de bandă desenată, în mâncare, în alimente, în facturi. Și mai ales că și anii 2000 a fost așa, an de tranziție în care prețurile creșteau constant, inflația, cum s-a văzut și în revistă. Deci doar pentru acest motiv am făcut videoul acesta, ca să pun puțin în balanță ce a însemnat, să zicem, colecția aceasta, deși mulți și în ziua de azi, e greu de estimat. Că poți să spui, băi, da, și 20-30 de lei, să zicem, poate la mulți li se pare prea ieftin să dai un număr în acesta, sau prea scump, sau poate 50 de lei, sau, cum am văzut și pe internet, chiar 75 de lei. Nu stau aici, nu sunt expert pe partea de prețuri, de comics, de colecționari, dar numai prin faptul acesta, că te gândești, băi, da, o familie normală din România în anul 2000 ar fi făcut o leacă de eforturi ca să le ia toată seria copilului lor. Și de aceea, poate și din acest motiv, cred că trebuie luat în calcul și când sunt evaluate revistele acestea. Bine, pe lângă faptul dacă sunt în
condiții bune, mint condition, bla bla bla, toate cele, trebuie luat și în considerare, ok, pentru colecții întregi, păi da, când au fost cumpărate de noi, dacă sunt să fie anul întreg, să se ține cont că cam acestea au fost contravaloarea unui salariu minim net pe economie din anul 2000. Cam atât, nu știu dacă v-a plăcut, nu v-a plăcut, poate, nu știu, dacă mai doriți și astfel de statistici la nivel general pe viitor, o să mai facem, că e de Mickey Mouse, că sunt din alte serii mai vechi. Ce pot să vă spun decât că vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez o zi cât mai bună, spor la citit acolo și, bineînțeles, baftă tuturor!